Salutare, un bun! Mă bucur că ești prezent la un nou interviu cu vibrații înalte. De data aceasta am reinvitat-o pe Andreea Vasile, care este Teta Healer și Intuitive Coach, ca să discutăm mai multe despre iertare și de ce este important să ne maturizăm emoțional. În cazul în care nu ai urmărit primul interviu cu Andreea Vasile, o să-ți las linkul în descrierea acestui videoclip și în zona de comentarii, pentru că chiar a fost un interviu foarte valoros în care am discutat despre intuiție. Andreea, mă bucur că ești din nou prezentă în studiurile Mulțumesc că m-ai invitat la joacă iar Mă bucur că ești prezentă și bine ai venit la Constanța din nou Mă bucur să fiu aici alături de voi Avem o echipă foarte faină aici, mulțumesc și domnul cameraman Excelent Se poate, te rog frumos, să ne spui când ai fost ultima oară în poziția de, de a ierta? Da, iertare E un subiect foarte puternic, da. și mă bucur că discutăm pe, despre asta. Am setat niște intenții acum o săptămână să vină cea mai relevantă informație pentru ascultător și ne-am propus să nu fie ceva educațional așa la modul științific, așa că chiar o să povestesc ceva din ce mi s-a întâmplat ieri, pentru okay. că atunci când ai o intenție, de exemplu intenția de a ierta sau de a vorbi despre iertare, îți apar o în care este ierți și să poți să împărtășești din energia asta, pentru că iertarea este o energie, un spațiu în care suntem. Ce mi s-a întâmplat ieri? Și a fost nevoie să mă iert. <laughs> Am făcut o călătorie la mine în cartier, mă duceam să cumpăr ceva și la un moment dat m-am găsit pe o trecere de pietoni. După o plimbare în parc super frumoasă în care m-am conectat cu lebede, cu văcuțe, am găsit văcuțe în parcul unde eram eu acolo și și Super, super zen eram, deci eram într-o stare zen de exaltare. Mă duceam să cumpăr ceva pentru pisicul meu și pe acea trecere de pietoni, zen era, da? Am văzut un domn care avea un, avea un fel de um, ajutor de mers, un cadru în acela, că aveau, era o persoană cu handicap și mergea foarte greu. Okay. Acum, bunica mea care s-a dus a avut o problemă de genul acesta, a rămas fără un picior. Și știu cât de greu este acestor persoane să se descurce și e multă judecată și chiar e multă, e multă neputință. Mm -hmm. Cu toate astea, cât de zen eram eu, ce am făcut acolo pe trecerea de pietoni? am văzut că începe să clipească, să clipocească, că se face roșu și brusc a intervenit o energie de stres și m-am strecurat printre acel domn care, și printre acel domn care de-abia se chinuia să meargă și acel, acea bordură de la mijlocul drumului, că traversam da. șoseaua Colentina și m-am strecurat așa și am mers repede și am traversat strada. Okay. A fost un gest uh, cam dubios, în ghilimele. Okay. <laughs> Pentru că intenția mea de zi de zi este să trăim în bunătate, în blândețe, în armonie. Și tocmai eu, cu toate intențiile mele, eu am făcut un gest în acesta. Omul acela nu s-a supărat, adică am văzut că s-a dat mai încolo, a mers, dar mie mi-a rămas pe creier treaba asta. Okay. Și mergeam eu și nu mai eram zen, brusc. Și au intervenit gânduri de judecată. Și m-am gândit, de, de ce am făcut asta? De, de ce fel de gest a fost acela? <laughs> Mă rog, m-am dus, am cumpărat ce era necesar și mi-a mai apărut încă o dată gândul acesta și de data asta nu m-a mai lăsat să mă judec, l-am prins și am stat așa un pic cu mine. Și m-am întrebat ce simt eu acum. Am simțit că mă judec, că în acel moment nu am fost un om bun după standardele pe care eu mi le-am impus. Okay. Și m-am întrebat de ce e bunătatea, că la un anumit nivel în societate bunătatea este o judecată. Ești bun dacă faci asta și nu ești bun dacă faci asta. Ești un om fain dacă respecti anumite norme și nu ești dacă nu le respecti. Și mi-am dat seama că fix acea trecere de pieton, că nu alerg pe toate trecerile așa, fix acea trecere de pieton este trecerea pe care am parcurs-o în fiecare zi de școală, pentru că eram la mine în cartier. Și treci șoseaua lentină și s-a activat o Andriuța, o fetiță mică, care la șapte ani și mereu până în școala generală era foarte mare stres trecea de pe ton. Trebuie să treci repede, că vine o mașină. au se face roșu, aul nu știu ce, trebuia mereu ori să mă ducă mama de mână, ori doamna învățătoare să mă treacă stradă. Și a venit un par automat atunci și eu mă judecam pentru că nu mi-am dat seama că era un automatism pe care eu l-am avut și am îmbrățeșat acea copilă care încă mai purta un pic de... Nu știu dacă e neapărat traumă, e un cuvânt mare să zic pentru uhum. asta, dar la un anumit nivel este, pentru că era impregnat în mine tiparul trebuie să te grăbești și a fost declanșat fix pe acea trecere de pietoni. Acesta a fost un moment în care am avut nevoie să mă iert, nu doar pentru faptul că acel gest nu a fost tocmai ok, ci pentru faptul că m-am judecat, pentru că nu m-a judecat pe mine adulta care s-a prins, ci pe mine copilița. Andreuța, unde a rămas acea memorie de trebuie să te grăbești, trebuie să faci, trebuie să fii într-un fel ca să fii un om bun. Și atunci, îmbrățișând de acea parte din mine, am îmbrățișat-o pe Andreiuța, adică am pus una pe inimă și am zis, hai, fată, că ești ok, ai crescut, cred că am lovit microfonul. E, e ok, da. mă ierci pentru asta. S-a eliberat toată acea tensiune, s-a eliberat gândul de judecată am simțit cum îmi așa la mine din inima mea și către acea persoană și mi-am cerut iertare și de la ea. Chiar dacă e un gest minor, totuși e destul de, de, mult, mai ales pentru că față de alte țări am observat că nu suntem tocmai atenți cu anumite persoane care chiar au nevoie de atenție specială și m-am iertat. Și simt că asta este genul de iertare pe care îl practic și e ca un fel de spațiu în care trăiesc în fiecare zi, adică e iertarea pentru faptul că mă judec, pentru faptul că uneori permit acestor gânduri de judecată să facă semințe și să se facă așa ca niște buruieni, în loc să mă prind în momentul respectiv, că poate nu este tocmai răutate, poate este o apucătură care vine uneori din familie sau din societate sau dintr-o traumă din trecut. Și simt că asta este practic toată treaba societății, pentru că avem impresia că trebuie să iertăm pe alții, că asta înseamnă iertare. N-a făcut cineva rău sau noi am făcut ceva rău, dar cel mai mare rău îl facem atunci când ne judecăm, de fapt. Și problema cea mai mare la nivel de societate, care mi se pare mie, adică e un punct de vedere drăguț da. al meu, este faptul că ne judecăm, că judecăm. Okay. Te gândi vreodată la asta? Pentru că Nu doar că judeci pentru că ai nevoie să ierci să dizolvi acele straturi de vinovăție, de rușine, dar mai multe. Și judeci că judeci și se face așa ca un domino și deci nici nu mai știi unde a început toată judecata. Și atunci e nevoie de multă muncă interioară ca să, să rupe acea cutie în care te pui. Pentru că la un anumit nivel regulile sociale sunt bazate pe rușine. Și transformarea pe care o văd eu la nivel de societate este de la a trece de la a ne educa prin rușine, să fie rușine că ai făcut asta, la a ne educa prin iertare. Iartă-te, e ok, deschide-ți inima, iubește, e ok, pentru că nu te caracterizează cu totul treaba asta, ci este doar un moment și încă un moment și încă un moment. Și dacă ne prindem cât de multe lucruri facem pentru că ne e rușine, pentru că este indusă vinovăția Trebuie să fiu un om bun te bate Dumnezeu. Da, da, da. <laughs> ne dăm seama că iertarea este o variantă mai bună de educație și asta evident e nevoie să fie făcută începând cu părinții, cu școala, cu unitatea de familie. Mm -hmm. Îmi place foarte mult acest concept de uh, iertare care uh, să pornească până la urmă de la propria persoană, pentru că practic asta este baza pe care poți construi după aia ulterior uh, forma de iertare, ca să zic așa, față de celălalt. Dar uh, mi-a atras atenția când ai vorbit de proiecții. Ai putea să-mi dezvolți puțin mai mult despre uh, ce legătură au proiecțiile când vine vorba de iertare și uh, care este rolul până la urmă și al copilului interior? Pentru că mi s-a părut foarte fain și interesant cum ai, cum ai avut această legătură, legătură imediată între episodul pe care, care s-a întâmplat cu evenimentul din copilărie. Da. Da, C câte ore avem? <laughs> <laughs> știi? <laughs> că putem să vorbim o sută de ori despre asta, să caut să vedem. Care este exemplul cel mai relevant despre proiecții? Uh -huh. Este în momentul în care mi-am dat seama cât de mult proiectăm unii pe alții, mi s-a schimbat viața. Și mi-aduc aminte, de fapt, un moment în care s-a întâmplat asta. Cred că erai și tu atunci, într-un bootcamp, în care eram mai mulți oameni în contextul dezvoltării personale pentru o săptămână, organizat de altcineva. Și una dintre participante a venit la mine și mi-a spus: că uite, mă, Andreea, că uite, tipul ăla seamănă cu fostul meu prieten. Și mama, nu știu, am impresia așa că se uită într-un fel la mine și parcă îmi vine să mă retrag. În acel context unde era o stare elevată de conștiință, am văzut, pentru că uneori văd prin lucruri, văd dincolo de clar viziune și câte curățări mm -hmm. fac și câte așa, am ajuns să, să percep anumite lucruri, să le prind din câmp și foarte multă lume are clar viziune, doar că nu suntem educați să ne dăm seama că asta este. Avem impresia că ne imaginăm noi. Nu, mm -hmm. percepem atât de multe încât uneori e copleșitor și ne închidem câmpurile, dar dacă le deschidem, putem să vedem. Ce am văzut atunci? Am văzut cum ea, ca un reflector, ca la cinema, proiecta pe fostul ei prieten, pe acea persoană. Și ce am observat este că și acea persoană chiar se purta într-un fel diferit cu ea. Și m-am gândit e ca un fel de proiecție. Uh -huh. În același moment, în acea seară s-a mai întâmplat o treabă. Mi-a spus o altă participantă că nu vrea să danseze, că e nu știu ce băiat acolo, care seamănă cu verișorul ei și acelor, am invitat-o la dans, dar verișorul ei a fost foarte răutăcios cu ea în copilărie și se ferește de el. Acum, oamenii vin la mine și îmi spun multe lucruri, adică am multe povești de asta. Nu știu, uneori merg pe stradă și vin oameni și mă întreabă tot felul de chestii sau găsesc portofele pe stradă, nu știu. În momentul în care ai intenții de asta de a susține oamenii, își spun așa secretele direct. Dar mă rog. Adică, nu m-am mirat faptul că mi-au spus persoanele astea aceste lucruri. Ei, la fel am văzut cum cam un reflector a proiectat pe acel băiat uh, un anume sentiment de răutate, și parcă chiar era un pic încordat. Ulterior am aflat că ăsta este un termen din psihologie și din foarte multe curente de dezvoltare personală, ideea de proiecție. Adică, în loc să vedem adevărul, vedem uh, deformat realitatea în funcție de ce am perceput noi în trecut. Și Cărtărescu vorbește foarte mult despre asta în cărțile lui, adică e, e ceva foarte comun. Pur și simplu avem niște declanșatori și nu vedem adevărul unei persoane, ci vedem ceea ce vrem noi să vedem. Și dacă avem tot felul de traume din copilărie în care ni s-a spus așa, nu ți-e cald, ți-e frig, mai îmbracă-te. Oh, că sunt supărat. Nu, -sunt supărat, nu ești supărat, ești, ești fericit. În momentul în care nu ne-a fost validată realitatea, și asta se întâmplă ori în familie, ori la școală, ori în tot felul de locuri în care trebuie să fim altfel decât suntem, sau trebuie să ne negăm propriul nostru adevăr, ca să putem să fim acceptați, e ca și cum acceptăm proiecția celuilalt pe noi. Acum, de ce fac oamenii asta, ce proiectează? Pentru că de cel mai multe facem asta în mod inconștient, că și părinții, părinții și societatea la un anumit nivel este bazată pe tot felul de proiecții ca să se poarte într-un anumit fel. Pentru că nu suntem în sălbatici. E practic un curent? universal Și, din câte înțeleg, avem și posibilitatea și puterea să alegem să întrerupem acest ciclu. Da, și cum facem asta? Uitându-ne în trecut, în primul rând, asta am mm -hmm. observat, uitându-ne la traumele din trecutul nostru, momentele în care nu ne-a fost validat adevărul, momentul în care nu a fost cineva care să ne spună emoțiile tale sunt ok, chiar dacă simți asta. Și poate că părinții au fost ocupați, poate că la școală eram luați așa. Uh, Trebuie să înțelegi ce contează, ce simți. Și dacă nu suntem în contact cu emoțiile noastre, nu suntem în contact cu adevărul nostru personal, pentru că ni se spune care este adevărul. Nu suntem întrebați care este adevărul nostru. Și ne este rușine să ne uităm la ce simțim noi cu adevărat și luăm proiecțiile celorlalți pe noi și ne purtăm ca atare, cum acele persoane se comportau conform proiecțiilor acelor, acelor fete. Și acele fete proiectau subconștient. Pentru că nu aveau relațiile încheiate cu acele persoane despre care vorbeam. Și de cele mai multe ori, astfel de proiecții sunt puse de către persoane și sunt acceptate de către persoane care au o parte din sinele lor fragmentată, adică copilul interior, ce mai întreba? întrebat. Dacă trecem prin anumite traume. Și atunci, a e diferit pentru fiecare persoană în parte. Adică fiecare persoană percebe percepe diferit. Nu pot zice că ce mă traumatizează pe mine l-ar putea la traumatiza pe altcineva, pentru că suntem ființe diferite și creștem diferit și suntem suflete unice. Ei, în momentul în care a fost o anumită traumă în familie, spre exemplu, dacă o persoană a trăit cu un, un părinte lipsă sau cu un părinte alcoolic sau cu o anumită adicție, întotdeauna adicția este pe locul 1 și copilul se simte pe locul 2. Și atunci subconștient tinde să se lase pe el pentru a fi băgat în seamă de alții, pentru a primi importanță, valoare, relevanță, pentru că nu este văzut. Și atunci, dacă copilul nu se vede pe el, se face ca un fel de scindare la nivel de personalitate și rămâne o parte, un fragment din sinele nostru, separată de sinele nostru care acum mai matur și cum vorbim noi acum această uh -huh. conversație matură. Și atunci acele proiecții sunt puse pe cel copil interior și ăla micul nu știe ce se întâmplă. Ăla micul acceptă inconștient proiecția. Aia mică s-a speriat de omul ăla că se facea roșu și trebuia să fugă să nu calce mașina. Nu eu care știu că pot să mai aștept acolo două minute până, până trece. Ok. Foarte da. fain. îți mulțumesc, îți mulțumesc mult pentru, uh, pentru această exemplificare, mi se pare cât se poate de. <găș> Aș vrea, uh, te rog frumos să-mi să spui, pentru că probabil sunt oameni care ne urmăresc acum și zic ok. Am evenimente pe care simt că e nevoie să le iert, poate evenimente, poate persoane. Uh, ai putea, nu știu, să dai în câțiva pași, 2, 3, 4, 5 pași, pe care îi poate face. Orice om, de regulă cel care urmărește chiar acum materialul, și să, <gângări> să înțeleagă mai multe despre cum anume poate ierta și cum să aplice. Da, da. În primul rând, o să spun ce mi vine, nu am de pregătit o listă da, da, da. înainte. De fapt, să știți că am avut tendința să fac o Am avut tendința să citesc din cheia genelor foarte bune în materiale, din David Hawkins, că tot citesc de asta, să văd dacă mă întreabă Mihai care e definiția iertării, care este o structură. Și mi se părea așa că asta e tot copilița. Care, care era frică, mă, dacă mă duc la școală și mă ascultă, dacă nu știu poezia, știi? Dar de important este să ne lăsăm ghidați de ce ne apare în moment acum, de întrebările care ne apar și de răspunsuri. Adică, da, iertarea, în primul rând, nu este ceva intelectual, nu e ceva ce trebuie să înțelegem. Uite, un, un exemplu din de zilele trecute a venit la mine cu următoarea situație. Uh, evident, cazuistica este pentru a putea să oferim relevanță celor care ne ascultă și este totul confidențial. Această persoană a trecut printr-un divorț, este căsătorită, are copii și acum soțul brusc vrea să divorțeze și ea nu înțelege de ce. Și a venit la mine și în continuu spune, nu înțeleg, nu înțeleg de ce, sunt supărată pe el, urăsc, că nu vreau să divorțez, dar îl iubesc, dar îl urăsc, dar, dar nu înțeleg și în tot povestea situația asta în care nu putea să ierte, nu putea să treacă peste treaba aceasta. Și eu tot întrebam, dar ce simți acum? Ce se întâmplă în interiorul tău? Și nu înțeleg, era total blocat, uite, până aici. Și am avut o mică discuție cu ea și evident la un anumit nivel înțelege și ea noțiunea de proiecție. Noțiunea de că fiecare cu traumele lui și uneori, unele lucruri trebuie să le, unora trebuie să le dai drumul pur și simplu. Înainte să înțelegi lecția, virtutea iertării este să, să, să poți să dai drumul. Dar să poți să dai drumul supărării este o virtute în sine, care simt că este o cale de a trăi. Și atunci, în momentul în care avem ca intenție să ne educăm și să trăim prin iertare, prin iubire, prin compasiune, aceasta devine calea, nu metoda. Devine intenția. Și acea persoană nu știa să simtă, nu putea să simtă. O persoană cu o reputație mare, foarte deșteaptă, foarte inteligentă, cu o familie stabilă. Ce se întâmpla cu ea? Era atât de prinsă în energia familiei ei, încât toată energia ei se ducea către familie, către strămoși, nu către soți, către copii. Ea nu era conștientă de asta, își nega emoțiile, era la nivel intelectual și nu putea să ierte. Pentru că iertare e ceva de corazon, uh -huh. nu ceva de, A, am înțeles, ok, bun, bifez, am iertat, next level acceptare, următorul compasiune, următorul contribuție. Nu! E ceva de a-ți deschide inima Și când îți deschizi inima, ce faci? Simți okay. Și dacă ea și-ar fi permis să simtă Toată acea durere, ar fi simțit și toată durerea Pe care nu și-a dat voie să o simtă Și a reprimat-o foarte mult În copilărie Și o să vorbesc mai despre asta Mi-a spus că în, în familia ei Uh, era mai multă rigiditate, mai multă. Uh, le, le vorbea cu dumneavoastră părinților ei și până la un anumit uh, moment și mi se pare foarte ok, adică nu e ceva bine sau rău, fiecare familie este diferită. Doar că în momentul în care și-a dat seama că iertarea nu este ceva intelectual, trebuie să simtă, a fost copleșită de ceea ce simțea. Bineînțeles, au venit uh, momente în care a avut nevoie să plângă, nu voia să plângă, te invit să plângi, să dai voie și așa este cu majoritatea clienților. Pentru că în momentul în care îți dai voie să simți, îți dai seama că iertarea este a te duce direct în durere. Sim. Și să o simți până la capăt. Nu are prima. Multă lume ce am iertat, te iubesc, mamă, și atât de repede iertăm noi, știi, l-am iertat, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc, ești minunat, dar e ceva superficial uneori. Uneori. Mm -hmm. Cel mai bun lucru pe care eu îl consider așa și îl recomand tuturor care vor să ierte este meditația Hoponopono, ai super succes cu ea, care n vibrație înaltă și super tare, și alt articolul despre iertare, adică deja ai adus și tu o mare contribuție acolo. momentul în care aducem această meditație Hoponopono în viață de zi cu zi și o practicăm constant, devine o intenție și rămâne. Și după aia se deschid anumite. Uh, posibilități prin care chiar să înțelegem iertare și toate astea, să mergem și mai profund, și mai profund, și mai profund. Dar aia e baza. Îmi pare rău pentru ce este în mine și te-a făcut să te porți așa. Iartă-mă că e suferință, nu știu ce e, dar ai. Hey, îți mulțumesc că învățăm ceva împreună și te iubesc. Sau iubesc divinitatea din tine. Și la nivel de esență suntem cu toții divinitate, iubire. Hmm. Și atunci ce s-a întâmplat cu acea persoană, ca să revin la exemplu? A început să simtă foarte multe lucruri și să simtă durere, să simtă niște momente din copilărie și din adolescență, în care nu știu ce cu nu știu ce băiat, în care i-a fost rușine să exprime ceea ce simte, pentru că nu a văzut la ea în familie afecțiune. Și atunci, care era răspunsul? Intelectual, sunt deșteaptă, sunt puternică, sunt ca lumea și, ce să zic, am trecut și prin asta. Eu pe la, aveam 17 ani și primul meu iubit serios la 17 ani, eu nu știam să vorbesc atunci, eu nu puteam să-mi exprim sentimentele. Deși ai mei au fost deschiși, au fost, dar la fiecare persoană e diferit. Și mi-aduc aminte ce a făcut băiatul ăla foarte inteligent. A luat un caietel și mi-a zis, nu, uite, scrie aici ce simți. Și eram la masă, la pizza. Și mâncam pizza și stăteam acolo. Mă simt foarte emoționată și te iubesc și nu știu ce și dădeam caietul. După aia scria și el așa ceva și după aia eu citeam. M-a învățat să mă deschid omul ăla. Adică am parcurs un drum lung până aici, nu vorbesc din cărți, vorbesc din faptul că am fost pus în foarte multe situații în care a trebuit să mă iert și să iert multe persoane. Am trecut prin, prin foarte multe lucruri, nu știu cum e, mi, l-am ales, dar se pare că am avut nevoie la un anumit nivel să trec prin asta ca să pot să mă duc foarte profund în, în iertare, în iubire, în compasiune. Adică am întâlnit mai multe situații la nivel profesional în care am fost hărțuită sexual. Mă văzut un prieten foarte bun care mi-a spart casa, mi-a furat cheia și mi-a furat... Eu trăm foarte Mare asta. Au fost multe situații de trădare, de tot felul de chestii. M-am și plimbat pe mai multe țări, am și observat la mai multe culturi cum, re, cum rezonăm, pentru că e foarte importantă familia aici și cum gestionează familia o anumită chestie. În momentul în care acea persoană, clienta mea, s-a dus în inimă și a început să simtă toate astea, am simțit o foarte mare relaxare în corp și și ea a simțit relaxare cu măsură ce a plâns și a dat voie să, să, dea afară și recomand persoanelor să nu se abțină de la plâns, mai ales bărbaților. Știi cum e? Eu știi? Uh -huh. și femeilor recomand să nu rămâne prea mult în situația aceea și să da seama că un plâns bun te puternicește, nu te duce la o altă repriză de plâns. Uh -huh. în acel moment, am perceput că s-a deschis ceva în energie, Văd câmpurile energetice și aură. Și ce am văzut atunci? Am văzut mai multe femei. Eu sunt medium. Acum câțiva ani de când am început să fac tot felul de cursuri, am observat că eu de fapt percep și alte energie. Am văzut că în unele momente, în funcție de fiecare om, cât de deschis este, cât se deschide, că nu mă duc eu să zic, ia mă, ce aici în ta, ce da. instrumoșită, știi? Văd ce mi se arată, știe? prin intenție de ușurință, de bunătate. Am văzut niște femei în aur, niște strămoași, care spuneau, nu, lasă las, -o, las -o în pace. Și efectiv, era ca un fel de rezistență și ea nu putea să ducă procesul până la capăt. Și am început cu niște rugăciuni de eliberare a strămoașelor. Și am vorbit cu ele, efectiv, și îmi spuneau așa, am de neamul meu, n-a cunoscut ca femeie o căsătorie în care să fiu fericită. Și îmi spunea și o altă strămoșă aceeași chestie, căsnicie este o cușcă. Asta era convingerea. Ea de vinea pe bărbat, de ce vreau asta să mă părăsească, nu e ok? Eu îi spuneam, hai să nu vorbim despre ea, să vorbim despre tine. Dar nu era ceva de care era ea conștientă, era ceva care era profund în inconștientul ei. Și am așteptat o să iasă la suprafață. Și atât ce am cerut să se producă această vindecare, să curgă lumină, iubire și pentru strămoașe, să le arate că s-a încheiat toată treaba aia, că poate să ierte la nivel istoric, asta este o iertare în sine, pentru felul în care am fost ghidați de patriarhie. Și atunci când s-a eliberat de această treabă că căsnicia este o cușcă, era ca și cum din interiorul ei s-a s, -a, s -a prins așa o lumină, esență ei și a spart din interior, s a deschis inima de mult, s-au spart toate cuștile astea și a început să comunice. Au început să comunice ceacrele ca să poată să simte iertarea, nu doar să o înțeleagă la nivelul ăsta. Uh -huh. Și s-au liniștit și strămoși. Acum asta este o anumită familie. În alte familii, spre exemplu, unde li se spune copiilor că trebuie să împărtășești tot, trebuie să îmi spui tot, părinții care controlează copiii, știi. E, în astfel de familii sunt tot felul de convingeri de genul trebuie să împărtășim, totul trebuie să fie controlat, practic. Astfel de persoane asociază controlul cu iubirea pentru că au impresia că așa îi ajută pe ceilalți. Persoanele astea le este destul de greu să ierte. Și acum nu vorbim despre a judeca pe cei care con își controlează copiii, pentru că de cele mai multe ori în astfel de familie unde trebuie să ne ajutăm unii pe alții, trebuie să împărtășim totul, să vorbim unii, să nu -mi spui mie, mamă, tot ce s-a întâmplat, de obicei sunt traume neam de sărăcie, în care trebuie să fie totul la comun și să împărtășească tot ca să supraviețuiască. Și atunci niciodată nu e vorba de judecate, de uite-te mai sus, Uite inclusiv mai sus de părinți, uite la nivel de neam și uite la nivel de societate, România, spre exemplu. Și am dat exemple de patriarhie, dar sunt exemple de familie unde femeia e la comandă și bărbatul e cel care îi ascultă. Și iarăși sunt tot felul de dezechilibre pe care noi le avem în viață de zi cu zi, poate cu perechea noastră, cu copiii, cu societatea, cu statul o autoritate, nu știu, Poate cu niște uh, oameni care vând în scop comercial, la nivel de business, cu colaboratori. Și avem impresia că ne-au supărat, că suntem o victimă sau că noi suntem, e proiectat pe noi că noi suntem cei care au abuzat sau tot felul de astea. Dar dacă ne uităm la nivel de societate, de cele mai multe ori vedem că adevărul e mult mai profund. Și suntem luați de un curent colectiv în care ni se induce uneori să fim unii împotriva altora să fim separați. Că dacă faci asta e bine și ceilalți sunt antagoniști. Și ăștia nu, nu bine și trebuie să te lupți cu ei. Și nu vorbesc de situația actuală, vorbesc de, de exemplu, nazism. Asta se întâmplă atunci. Ăia sunt bune, ăștia Și asta fac demagogii și tirani. Că am văzut pe Netflix serialul ăla și îl recomand, cum să devii un tiran. Mi s-a părut extraordinar. Vorbește despre cât de multă manipulare există la nivel de societate și cât de mult ni se induce că suntem unii împotriva altora, mi se pare atât de greoaie energia asta și e nevoie de multă iertare, adică la nivel de societate mm -hmm. să ne ridicăm vibrația ca să spargem prin minciunile astea, să spargem plasă de minciuni, iluziile, proiecțiile, ca să spargem proiecții, dar puse de mai sus. Okay. Proiecțiile la nivel social. Și am zis de România, dar poți să te uiți în fiecare cultură că există o astfel de, de tendință. Pentru că trăim într-o într civilizație, sau, yeah. mă rog, ce încercăm noi să facem aici, uh -huh. să fim civilizați. Înțeles? Hai să vedem dacă. Vă uh, place să fiu și, uh, practic, probabil, uh, ai observat deja din discuțiile pe care le-am uh, le avut. Cum ai vedea tu? Pentru că uh, am înțeles faptul că este o legătură foarte mare între copilărie și între puterea noastră de a ierta sau după ulterior capacitatea pe care o avem ca și, ca și adulți. Ce anume am putea să facem noi cu tânăra generație în așa fel încât să ajungă să fie maturi, să fie persoane în uh, care să dea dovadă de maturitate emoțională la momentul când ajung, nu știu, la vârste de 18-20 de ani. Să nu le spunem ce să facă. Asta e, asta e primul lucru care mi-apare acum. E că adică, eu, eu, eu. <laughs> eu. Eu! Eu, 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 eu! În mod constant, eu intenționez să aducem iertare în sânul societății pentru ca tânăra generație să poată să fie una mai blândă, în care își acceptă adevărul, apropo de treaba asta, mm -hmm. să vezi care e adevărul tău. Și în momentul în care le spunem ce să facă, de cele mai multe ori, eu, noi susținem să facă ce, ceea ce le place. Am lucrat de curând cu o fetiță de 13 ani. Okay. Și îmi spunea că e foarte stresată, că e clasa 8 -a, că este foarte greu acum la școală, că are uh, foarte multe gânduri negre și nu știe de unde sunt. Și așa cum lucrez cu adulți, am lucrat cu acea persoană să-și integreze ea copilul interior. Ce înseamnă să integrezi? Adică să, să conștientizezi că o parte din tine e separată de tine, și să o aduci să fie una cu tine, asta se numește iubire. Atunci când iubești pe cineva, interesul acelui cuiva este interesul tău. Și în momentul în care nu avem grijă de astfel de părți din noi, de copiii noștri interiori, nici nu putem să avem grijă de copiii exteriori, de copiii noștri. Și atunci, în primul rând, la nivel de societate, în momentul în care ne uităm cu iubire în interiorul nostru să vedem ce ne supără, ce ne doare, putem să dăruim o alt de, un altfel de context copiilor. Și am lucrat cu această fetiță și și-a dat seama de o parte din ea care era foarte supărată când a murit bunica ei. Și avea o parte care nu procesase doliu, încă era îndoliat. Și în același timp și-a dat seama acea fetiță, care mi se pare extraordinar la 13 ani deja, și am mai întâlnit asta cu un băiețel de 9 ani. Și-a dat seama că stresul acela pe care îl simțea ea, nu era al ei. Și am întrebat-o: Mai e cineva în jurul tău care are astfel de gânduri și stresuri? Da, prietena mea cea mai bună, că părinții nu stresează pe ea, părinții chiar îi oferă foarte multă libertate și, și sesiuni de terapie. Adică, da, <laughs> trei da. fain, super fain. mi Îmi place să lucrez cu adolescenți. Și și-a dat seama că emoțiile pe care ea le, nu le, ea le simțea nu erau ale ei. Asta este o maturitate emoțională foarte mare. Să-ți dai seama că ce simți. Nu e al tău, nu e generat de tine, ci ești ca un fel de radio. Și percepe emoțiile celorlalți, Pentru că avem și noi clar viziune, clar audiție, clar cogniție, empatie. Avem multe simțuri paranormale care sunt foarte normale. Uh -huh. Și dacă nu le închidem conștientizarea copiilor, dacă le permitem să, să simtă toate lucrurile astea, fără frica că nu-i înțelegem, că uneori nu-i înțelegem, ei au mai multă încredere în ei. Și nu-și mai neagă adevărul. Sunt în, în acordaj cu ca, compasul lor emoțional, cu ceea ce simt, cu adevărul lor personal. Pentru că adevărul, ce-i adevărul? Adevărul e ceva viu, adevărul este viața. Și fiecare om are adevărul lui la un anumit nivel. Poate mulți zic că nu, că asta e judecată, ăsta e un punct de vedere. Da, dar adevărul este viața. Nu poți să ignori adevărul unui om poate că e la un anumit nivel de conștiință și asta e adevărul lui și poate tu percep că ar putea să ducă la o altă conștiință, dar dacă îl judeci, ăla e adevărul tău, nu e adevărul lui. Și dacă susținem copiii să să-și să dea voie să simtă, să vadă și susținem cu un spațiu de siguranță, se simtă în siguranță, ei nu-și închid conștientizarea. Și s-a mai întâmplat asta, uite, vreau să mai spun, cu o fetiță de patru ani care îi spunea, le spunea părinților ei că mami, uite, mai pune o farfrie că aici mai e cineva la masă cu noi, mai e o fetiță. Și părinții s-au speriat, păi nu, nu mai e nimeni aici. <laughs> ba da, uite, că spune că a, e, acel copil poate să vorbească cu spiritele și poate să le vadă. Și toți copiii pot să, pot să vadă asta. Doar că, pentru că nu este sprijinită de societate, dacă le spunem copilului, nu, nu e adevărat, nu, 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 nu ai văzut, lasă așa, copiii își închid conștientizarea. De ce? Pentru că vor să fie iubiți. Dacă și părintele se-și acceptat și, știi, cum să zic eu ceva și nu primește mama. Și uneori părinții fac asta cu blândețe, nu cu gen, toș din gură, știi? gen, nu, mami, pentru că și lor le e frică. Și ce simt eu asta personal este că este o foarte mare durere ce vine din separarea, poate părea controversată, viilor de morți. E atât de dureros uh, și nu doar eu sunt medium, cunosc multe persoane care vorbesc cu, cu ființe care s-au dus și sunt și cursuri de vorbește cu entitățile. Sunt multe persoane care văd asta. Nu sunt uh, mi-a mi luat mult timp să accept această abilitate a mea, am crezut că sunt nebună. Okay. <laughs> Dar după aia mi-am dat seama că este o abilitate, nu ai cum să o închizi. Okay. Ei, hey, și dacă o închizi, îți faci rău, te îmbolnăvești. Pentru că e ca și cum îți închizi inima. Ei, hey, și. Odată ce am perceput asta că nu există separare între vii și morți la modul, ok, există uh, straturile de densitate fizică și asta, dar suntem tot spirite, putem să, să avem mult mai multă iertare și compasiune în societate. Pentru că foarte multe persoane vor să se ierte că nu au vorbit cu nu știu cine și a murit. Și asta mi s-a întâmplat și mie. Persoana pe care am iubit-o enorm a murit când aveam 20 de ani și el era tânăr, a fost ceva crunt. Și am crezut că am ratat ocazia de a vorbi cu el. Că nu i-am spus că îl iubesc înainte să ducă. am, spus... Ani de zile am plâns, adică, știi. Mm. Și în momentul în care îți deschizi inima și vezi că nu e imaginația ta, chiar îl simți pe sufletul alături lângă tine și vorbești cu el. Și să se duce separarea asta între vii și morți, putem să ducem mult mai multă iubire la nivel de societate. Pentru că nu mai trăim în separare, trăim în unitate, dar unitatea este la nivel de spirit. Și persoanele care au astfel de abilități, că nu toată lumea are abilitățile astea, dar cu toți avem abilități. Unii au abilitatea de a vorbi cu entitățile, alții au abilitatea de a vedea adevărul foarte bine, alții au abilități de a vorbi și când vorbesc se eliberează, oamenii conștientizează multe lucruri, alții au abilitatea de a transforma trauma prin discuții, alții au abilitatea de a elibera blocajele legate de bani. Pur și simplu prin aura noastră, ca un fel de magie. Astea sunt abilitățile noastre. Dacă le sprijinim pe asta încă din copilărie, pentru ca copiii să le exprime, să le conștientizeze și nu le băgăm în cap că trebuie să știe aia, 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 aceștia o să fie mult mai împăcat, o să aducă mult mai multă armonie și pace, pentru că dacă ai niște abilități de genul acesta, iarăși, mă repet, noi cum să le închizi? Dacă le închizi, îți închizi primirea. Mm -hmm. Și nu primești. Ce nu primești? Iubire, energie, bani. Ce vrei să primești. Asta sunt foarte multe blocaje la nivel financiar, că îți închizi primirea, că e prea multă abilitatea aceea. Și ce se mai întâmplă, că iarăși, din terapie spun, persoanele care le-au care fost, le fost negate astfel de abilități. Um, preiau subconștient problemele celorlalți și le rezolvă în interiorul lor. E o treabă care se întâmplă automat la nivel de suflet de și la nivel de corp. De -a. De -a. Și acestea fac boli. Boli de inimă, diabet, cancer, tot fel de chestii. Pentru că multe din problemele astea, de exemplu, sunt din familie tot fel de traume. Am avut o discuție de genul acesta cu o doamnă doctor care este și um, facilitator de constelații și ea spunea că s-a apucat de constelații tocmai pentru că nu înțelegea de ce copiii de 1-2 ani au cancer. Nu e, nici măcar genetic nu era la unii, că nu exista așa ceva, pentru că preiau o separare, o durere și o procesau din corpul lor, adică asta se întâmplă automat, nu doar uh, unora uh -huh. și fiecare are calitățile astea. Și în momentul în care ajungem să facem ceea ce ne place, ceea ce iubim, trăim într-un spațiu de iertare, adică cel mai adesea eu am avut nevoie să mă iert, pentru faptul că am făcut ce mi-a spus societatea să fac, ce mi-a fost indus, ce a fost proiectat pe mine. Cel mai adesea am avut nevoie să mă iert pentru că nu înțelegeam de ce sunt supărată. M-am iertat pentru momentele în care nu am făcut ceva doar pentru că mi-a ducea bucurie. Am făcut pentru că trebuie, pentru că fac bani din asta, pentru că îi ajută pe ceilalți și a vrea să-i ajuți pe ceilalți e o intenție bună, dar a face ceva doar că să-i ajuți pe ceilalți, un ore sacrificiu. Și nu este bunătate, e o judecată. Ai luat puncte, uite ce Dumnezeu, bravo, încă cinci puncte pentru Andrei, știi? Da. E, e o iluzie. E o iluzie, exact, trăiești într-o iluzie care este programată de generații și generații. Și de aceea, dacă trăim într-un spațiu de iertare, putem să, să nu-i judecăm pe cei care nu pot să vadă de iluzie. Că e grea iluzia asta, e dureroasă, e trebuie să treci prin durerea aia, să-ți dai seama că atât de multe lucruri sunt impuse și sunt fără sens, fără de inimă, din tiranie. Și că ne luăm uneori unii după alții, fără să fim prezenți. Ce e adevărat pentru mine acum? De ce? Pentru că în copilărie nu ne-am simțit iubiți, acceptați, apreciați și nu e doar treaba părinților. E treaba școlii, e treaba societății. Ar fi prea multă presiune să punem pe părinți pentru treaba asta. E, e nevoie de o reformă în, în sensul acesta. Asta e, e ceea ce simt. Ca să aducem iertarea ca. Educație, nu. Rușine. Să sfiru rușine nu se face așa. Trebuie să-ți calci hainele. Mm -hmm. Știi? Până da. și asta mi-era rușine. Am venit aici și am niște pe mine, niște păr de la pisică și mi-am curățat tricoul și eram ia uite, mai Andreea, așa. Andreea, nu te rușinea, iată-te, știi? <laughs> Evident, asta nu înseamnă mm -hmm. de lăsare, înseamnă atenție și prezență. Okay. Simt că avem un material cât se poate de, de frumos, de sincer și mă bucur tare, tare mult că am avut ocazia să, să povestim despre iertare și despre uh, integrarea ei până la urmă în, în viața adultă. Așa, da, vrea, te rog frumos, să, să ne spui ce proiecte ai în derulare, ce surprize pregătești în perioada următoare. Programul Design Your Ship. Ok de foarte mulți ani mi-a apărut programul acesta și l-am livrat foarte puțin și doar unul la unul uh -huh. și m-am sperat pe mine la un moment dat că nu l-am livrat dar mi-am dat seama că am avut nevoie să ajung la un anumit nivel de conștiință ca să pot să livrez uh, autentic, uh -huh. nu din uh, ceea ce cred eu că are nevoie societatea ca să fie un loc mai bun și să mă simt în siguranță <laughs> știi? și vine în februarie să, să dau drumul să fie varianta online. Și în această iarnă am un curs despre iertare pentru că m-a inspirat această discuție și este genul de curs terapeutic în care ne întâlnim, vorbesc eu puțin și invit oamenii să împărtășească ce anume au simțit ei că nu au putut ierta prin ce au trecut, cum putem să ducem iertarea ca un instrument de, de a trăi conștient pentru că simt că e mare nevoie acum, mai ales cu partea aceasta de noi care se simte victimă. Mm -hmm. Și în momentul în care ne-am simțit triști în copilărie și am simțit că suntem victime, căutăm uneori un salvator în jurul nostru și uneori salvatorul ăla vrem să fie statul sau un părinte sau altcineva, știi? Mm -hmm. dar tot noi suntem salvatorul când mm -hmm. ne iertăm și înspre asta simțe. Ai, <laughs> ai ai o dată? pentru cursul de iertare? cel de iertare. sau dacă nu ai acum, ai putea să-mi spui și după ulterior la e, în, noiembrie, dar poți, să, să transmit un link dacă vrei să-l să Și poți să-l mai departe către urmăritori pentru că Mulțumesc! O să fie genul de curs așa, care, curge terapie de grup să ne deschide minima și din faptul că îl vezi pe unul că împărtășește ceva, te prinzi, mamă, stai că și-o același lucru față de mine. Știi? și atunci reușești să te tăiezi pentru lucrurile pe care nici măcar nu știi că le cari. Mulțumesc că pentru că. De, de în regulă, mă bucur tare mult că ai fost prezentă în studiurile vibrații în altă pentru a eu. doua oară. Așa cum am spus și anterior, dacă urmărești acest material și ți-a plăcut, te invit să vizionezi și primul, primul interviu, cel din 2020, septembrie. În care am vorbit mai multe despre intuiție și cum anume putem să ne descoperim intuiția. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu, mulțumesc tuturor că ne-am deschis inima și am primit ce a curs acum prin noi. Excelent, La revedere! Mulțumesc! La revedere! O bun! Mă bucur că ai urmărit materialul Vibrații Înalte și te invit în cazul în care vrei să descoperi mai multe informații despre meditație și despre cum anume poate să te ajute această practică, să descarci manualul gratuit de meditație Vibrații Înalte. Este un material în format PDF pe care îl primești pe e-mail și care poate fi descărcat dacă lași adresa de e-mail pe linkul pe care îl găsești în zona de comentarii sau în descrierea acestui videoclip. Ori poți să intri pur și simplu pe vibrațiinalte.ro, te duci la rubrica Resurse gratuite și accesezi de acolo manualul gratuit de meditații. În cazul în care ai făcut deja acest lucru și poate nu a sosit în căsuța principală materialul de la mine, aș vrea te rog să repeți procesul și de data aceasta să cauți și în căsuța cu spam. Este posibil să ajungă fie la spam, fie la promoții, dar cu siguranță, dacă ai scris adresa de e-mail corectă, aceasta o să fie folosită pentru a trimite manualul de meditație vibrații înaltă. Te îmbrățișez și de-abia aștept să primesc din partea ta un mesaj cu impresiile pe care le-ai vis-a-vis de acest material. Te iubesc și îți doresc tot binele din lume. La revedere!